Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Prețul Bitcoin a depășit 67.000 de dolari pe măsură ce noile ieșiri din JBTC depășesc 550 de milioane de dolari. Prețul avansează cu tărie către maxime istorice în ciuda acestor ieșiri de Bitcoin din JBTC. Analizele arată că prețul Bitcoin continuă să crească și depășește 67.000 de dolari pe mai multe piețe, iar în general piața a înregistrat câștiguri rapide după închiderea săptămânală, fiind în creștere cu peste 7% în ultimele 24 de ore. În același timp vedem efectiv o frenezie în piață și lumea se pare că nu mai ține cont de nimic și intră all-in. Meme coin-urile explodează, leverage-ul la fel și din punctul meu de vedere aceste momente necesită o foarte mare atenție, deoarece este foarte probabil să ne ardem rău dacă nu suntem atenți. Așa că haideți să vedem foarte pe scurt, deoarece vreau să fiu un videoclip de update al pieței, până unde poate să meargă Bitcoin, ce face piața în astfel de momente și ce ar trebui să vindem și pe ce și, cel mai important, la ce să fim atenți. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Dacă ne uităm în piață, peste tot vedem știri peste știri legate de Bitcoin. Toate publicațiile sunt cu ochii pe Bitcoin și multă lume îl vede să atingă un all-time high în aceste zile. De ce nu? Poate chiar să avem un all-time high la publicarea acestui videoclip. Cum spuneam, piețele sunt pline de astfel de știri și orice publicație verificăm, orice publicație citim, discută doar despre Bitcoin și despre performanțele pe care acesta le-a avut în ultimele zile. Asta înseamnă cumva că am intrat în full bull market. Personal nu cred asta și cred că o să mai avem parte de o corecție cât de curând. Dacă până la all-time high aveam praguri pentru rezistență, suport la 70.000 pentru Bitcoin, acesta intră în price discovery și este foarte greu de estimat unde va ajunge. Long term sunt convins că valoarea acestuia poate să depășească lejer 100.000, 150.000 sau chiar mai mult, dar în momentul de față cred că este nevoie de un pic de relaxare, un pic de calm. Chiar dacă atinge all-time high în aceste zile, acolo este posibil să vedem un prag care este greu de trecut. Un prag psihologic și cel mai probabil s-ar putea să vedem o corecție. Cât o să fie respectiva corecție este greu de prezis, dar sunt aproape convins că o vom vedea, mai devreme sau mai târziu. O să fie 5%, o să fie 10%, o să fie 15%, 20% sau mai puțin. Asta nu aș putea să vă spun cu siguranță, dar personal mă aștept la o corecție și în momentul în care vom vedea acea corecție, altcoin-urile cu siguranță vor avea o cădere mult mai mare. Dacă se întâmplă asta, după vom putea să mergem liniștiți și mai sus și să vedem un raliu și pentru altcoin-uri, deoarece mulți dintre cei care stau acum cu profituri bune pe Bitcoin, cel mai probabil vor începe să aloce ceva și către altcoin-uri. Ethereum are următorul update în maxim 2 săptămâni, mai exact cred că în vreo 10 zile, respectiv Denkun, și acolo cel mai probabil vom vedea proiecte care o să aibă o evoluție foarte frumoasă, iar dacă vreți să vedeți care sunt acele proiecte, vă invit să vizionați clipul postat de mine pe această temă, respectiv 5 proiecte pe care să explodeze, Ethereum, Denkun, Upgrade. Deoarece foarte mulți bani în momentul în care Bitcoin ajunge la noi valori, este posibil să plece către altcoin-uri, în primul rând vor pleca către altcoin-urile mai mari și ulterior și către cele cu market cap mai mic. Dacă luăm în calcul acest upgrade al Ethereum, aici discutăm de câteva proiecte Layer 2 care vor beneficia foarte mult de acest upgrade al Ethereum și acolo s-ar putea să vedem câștiguri frumoase. Pe unele din aceste proiecte ne vom uita și în videoclipul de astăzi să vedem care ar fi acele proiecte care încă nu au crescut foarte mult și pe care am putea să le achiziționăm în momentul de față, având în vedere creșterile care există în piață pe meme coin-uri și pe alte câteva proiecte. Înainte de a merge mai departe, nu uitați să rămâneți în siguranță în momentul în care navigați pe internet. Este extrem de important să vă protejați de hackeri, este extrem de important să rămâneți anonimi în momentul în care navigați pe internet, iar pentru asta aveți nevoie de un VPN. Linkul de la mine din descriere, de la NordVPN, vă oferă o reducere suplimentară pe lângă cei 63% disponibili în momentul de față la ei pe site, plus 3 luni gratuite. Tot în descriere găsiți un link de la Tangent Wallet, un wallet care vă permite să stocați peste 6.000 de criptomonede pe marea majoritate a blockchain-urilor.
Orice tranzacție se face extrem de simplu, doar apropiind cardul de telefon și nimeni nu poate să aibă acces la fondurile voastre dacă nu are și cardul și în același timp și PIN-ul acelui card. Linkul de la mine din descriere vă oferă o reducere suplimentară de 10%. Dar să revenim la ce avem în momentul de față și ce cred eu că ar trebui să facem. Ceea ce vedem în secțiunea Meme este ceva complet irațional. Marea majoritate a acestor monede nu fac efectiv nimic și sunt conduse doar de euforie, care se ține în lanț și mai mult ca sigur, marea majoritate din acestea vor avea o cădere mai mult decât spectaculoasă. Ne uităm la POR, care are o creștere de 56%, AI Doge 45%, Shiba 44%, Kishu 82%, Lish 58%, Bonk 48%. Creșteri care sunt complet iraționale, dacă mă întrebați pe mine. Este o frenezie a meme coinurilor, este o frenezie a persoanelor care efectiv caută doar să facă bani de pe azi pe mâine, care se mută dintr-un meme coin în altul, au făcut un profit aici, încearcă să-l mute în altă monedă și continuă să facă acest ciclu până când o să încheie în a rămâne fără bani. De ce? Pentru că marea majoritate nu se mulțumesc cu profitul pe care l-au făcut pe un token, presupunând că au cumpărat AI Doge și și-au dublat și-au triplat banii în mai puțin de una, două, trei zile, nu fac altceva decât să aștepte ca acel token să mai facă încă 10x, încă 20x și până la urmă sfârșesc prin a pierde aproape toată investiția. Este un ciclu care s-a repetat în fiecare bull market. De fiecare dată, prima oară se intră în aceste meme coin-uri, deoarece sunt cele care atrag cel mai mult. Lumea investește bani, dar din păcate nu știe să iasă la timp, pentru că problema cea mai mare în cripto, cel puțin în partea de bull market, nu este să facem bani. Cea mai mare problemă este să păstrăm acei bani. Din acest motiv, recomandarea mea este, cel puțin în acest moment, să încercați să ieșiți din aceste meme coin-uri. Nu spun să ieșiți de tot, nu spun să vindeți tot, dar recomandarea mea este să vă recuperați investiția inițială, să vă recuperați și o parte din profit și ulterior să vedeți unde merge piața, deoarece această frenezie a meme coin-urilor nu va merge la nesfârșit. Presimt că se va încheia într-o perioadă extrem, extrem de scurtă de timp. Că discutăm de o zi, două, de o săptămână, nu aș putea să știu. Personal, sunt în câteva meme coin-uri, am marcat ceva profit ieri, am marcat ceva profit astăzi. Ieșirile pe care eu le-am făcut din aceste criptomonede, aceste meme coin-uri, le-am făcut în Ethereum sau le-am făcut în Solana, unele dintre ele le-am vândut și pe Bitcoin, deoarece în cazul unei corecții a pieței, cu siguranță aceste meme coin-uri vor scădea mult mai mult decât scade Ethereum, Solana sau Bitcoin. Iar în cazul în care o să-mi doresc să intru înapoi în Bonk sau în Dogecoin, cu siguranță voi putea să achiziționez mai mult cu acel Ethereum sau Solana pe care eu l-am achiziționat. Nu vă spun să ieșiți complet, deoarece piața poate rămâne irațională mult mai mult decât putem rămâne noi lichizi. Dar aș marca profitul pe tot ceea ce înseamnă mincoi și aș păstra doar un maxim de 25% din ce am investit acolo. Cu profitul în buzunar m-aș îndrepta spre proiecte mult mai solide, cu un fundament mult mai bun, care în prezent efectiv aproape că nu se mișcă deloc. Imediat ce piața o să devină mai cerebrală, aceste proiecte de care vă spun vor continua să aibă o evoluție cel mai probabil bună și în acest fel putem face încă o dată profit la profit. Și la ce m-aș uita în momentul în care aș vrea să reinvestesc aceste profituri pe care le-am făcut pe meme coin-uri? Repet încă o dată, nu am de unde să știu în ce direcție merge piața. Bitcoin poate foarte bine ca în următoarele ore, în următoarele zile să treacă de 70.000. Acolo eu prevăd că va avea o rezistență sau în jurul prețului de all-time high 69.000 și ceva. Eu acolo cred că va avea o rezistență destul de puternică și s-ar putea să vedem un pullback. În același timp, cum vă spuneam, nu dețin globul de cristal, nu am de unde să știu că se va întâmpla asta și s-ar putea să mergem foarte bine către $100.000, având în vedere că în momentul de față în piață avem foarte multe instituții, avem foarte multe ETF-uri care efectiv nu prea au de unde cumpăra Bitcoin și sunt obligați să ia în piață. Săptămâna trecută am văzut un record de achiziții pe ETF-uri. S-ar putea să-l vedem în continuare și piața să-și continue acest raliu. Dar în același timp piața de meme coin, din punctul meu de vedere, este doar o chestiune de timp până când se va prăbuși. Discutăm de acest ciclu, de acest moment al pieței. Nu cred că meme coin-urile vor dispărea. Cred în continuare că meme coin-urile vor mai avea momente de acest gen, dar în momentul de față eu le văd oarecum la un top.
Nu știu dacă acest top este maximul acum, dar eu personal am preferat să vând o parte din aceste meme coin-uri și să mă duc pe varianta mai safe. Ce înseamnă pentru mine varianta mai safe? Înseamnă proiectele solide, înseamnă proiectele care au beneficiat de un hype în ultima perioadă, care au demonstrat ceva în piață și care în momentul de față sunt lăsate în urmă de aceste meme coin-uri, respectiv de către Bitcoin. Și atunci m-aș duce pe CoinGecko și nu aș selecta proiectele care sunt pe creștere, aș căuta proiectele care nu au mișcat în ultimele 7 zile. Mergeți aici pe 7 zile, apăsați de 2 ori și o să vă pună proiectele în ordine descrescătoare. Ok, iar aici, eu personal, dacă nu aș avea investiție, unul dintre proiectele pe care le-aș lua este Sui. Chiar dacă Sui a avut all time high undeva la $2 și ceva, dacă nu mă înșel, din punctul meu de vedere, Sui poate să ajungă cel puțin la $10 în bull market. Repet, cel puțin la $10. Eu personal am cumpărat acest proiect în IDO, l-am cumpărat de pe KuCoin, l-am cumpărat de pe OKX, l-am cumpărat la un preț mult mai bun decât cel ce este acum, respectiv la $0.1, deoarece l-am luat din IDO. Dar în cazul în care nu aș avea Sui în portofoliu, cu siguranță ar fi unul dintre proiectele pe care eu le-aș achiziționa. Sui este un blockchain destul de puternic, există și platforme de IDO, există și o piață de NFT-uri, este un proiect care funcționează destul de bine din punctul meu de vedere și care cred că are potențial de creștere încă destul de mult în perioada imediat următoare. Deci este la o corecție de minus 31% față de all time high. Din punctul meu de vedere, prețul pentru Sui în momentul de față este unul destul de bun, având în vedere evoluția pieței din momentul de față. Deci aș lua parte din profitul pe acele meme coin-uri și m-aș duce către unul dintre proiecte, respectiv Sui. Mai departe, un alt proiect la care probabil m-aș uita este LightDAO, care este cel mai mare staker de Ethereum din piață. Chiar dacă nu știm cum va evolua piața și nu știm cât de tare vor crește memecoin-urile sau restul proiectelor în perioada imediat următoare, aceste proiecte care până în momentul de față au demonstrat totuși că sunt niște proiecte solide, vor veni din urmă. Vor veni din urmă în momentul în care piața se liniștește, în momentul în care vedem o direcție un pic mai clară. După ce se mută un pic profiturile din Bitcoin în Ethereum, în Chainlink, în proiectele mai mari, ulterior o să vină și rândul proiectelor cu un market cap mai mic. Deci o altă alocare probabil că aș face către LightDAO dacă nu aș avea un portofoliu. Vedem Celestia la o corecție destul de mare, de la 20 ceva de dolari, o vedem la $15.76 și nu uitați că nu cu mai mult de 2-3 săptămâni în urmă, o lună, toată lumea era FOMO pe Celestia, cum să achiziționeze Celestia la prețuri mai jos pentru a se califica la posibile viitoare airdrop-uri. Deci acum este un moment probabil prielnic să putem să facem o primă intrare în Celestia. Nu vă spun să mergeți acum și să cumpărați de toți banii pe care aveți sau de tot profitul pe care îl faceți, să intrați all-in în Celestia sau în Sui sau în orice alt proiect discutăm în momentele următoare. De ce? Pentru că nu știm foarte clar în ce direcție merge piața și s-ar putea să vedem o corecție mai mare și pe Celestia și pe Sui. Și atunci aș începe să fac un dollar cost average. Probabil că la prețul actual aș intra undeva cu 25-30% din suma pe care mi-am propus să fac achiziție. Cât despre Celestia, găsiți la mine pe canalul de YouTube un videoclip în care vă arăt cum puteți să participați la eventuale posibile airdrop-uri în acest ecosistem. Nu uitați de like, subscribe și să activați și clopoțelul. Mergând mai departe, un alt proiect pe care eu personal îl dețin, nu sunt neapărat interesat în momentul de față să fac o intrare în el, deoarece am intrat la un preț un pic mai jos, dar nu este un preț rău nici cel de 0.79 pentru SEI. SEI la fel este un proiect destul de bun, un proiect care a fost destul de mult vehiculat și care la fel, din punctul meu de vedere, poate să facă cel puțin 10x de la prețul actual. Starknet, care s-a lansat recent și care personal poate l-aș aștepta la o cădere un pic mai mare față de ceea ce este în momentul de față, dar la fel un proiect care cu siguranță va avea un viitor destul de bun. WorldCoin, o monedă pe care probabil marea majoritate dintre voi o știți, a crescut foarte mult în ultima perioadă și la acest proiect cred că aș aștepta totuși o corecție un pic mai mare, $7.41,
este încă un preț destul de mare față de prețul la care eu personal aș cumpăra și m-aș uita la o achiziție pentru WorldCoin undeva de pe la $5. Mergând mai departe, dacă selectăm din nou piața în ordine descrescătoare, un proiect în care eu cred foarte mult și despre care la fel găsiți un videoclip la mine pe canal este ImmutableX, un proiect care ar putea să beneficieze foarte mult după acest update al Ethereum, respectiv Denkum, deoarece este un Layer 2. Este un Layer 2 pe gaming și cred că este unul dintre proiectele care mie personal îmi place cel mai mult. Achiziția și intrarea pe ImmutableX am făcut-o și pe la $0.4-$0.7. Într-adevăr, este o creștere destul de mare față de prețul la care am intrat eu, dar dacă este să mergem pe ImmutableX, fiind vorba de un proiect mult mai vechi, vedem că încă suntem la un minus 67% față de all-time high. Cred că ar putea să-și atingă cel puțin all-time high-ul precedent și să-l vedem undeva pe la cel puțin $9. Aia ar însemna undeva la 3x față de ce este prețul acum, dar cred că ImmutableX poate mult mai mult decât all-time high-ul precedent. Mai departe, la fel, un proiect mai nou apărut și oarecum moneda oficială a celor de la Bybit, ca să spun așa, este Mantle. Un proiect la care puteți, în cazul în care reușiți să achiziționați o cantitate cât de cât rezonabilă, să-l depuneți pe Bybit și să participați în launchpad pe care îl au pe platformă, în proiectele care se lansează acolo. Tot ceea ce am achiziționat cu Mantle pe launchpad-ul lor a avut performanțe destul de bune, am făcut cel puțin 5, 7, 10x pe toate proiectele care s-au lansat acolo. Deci poate să fie o variantă Mantle, chiar dacă în momentul de față și acesta este pe o creștere destul de mare în ultima perioadă, respectiv se află doar la un minus 8% față de all-time high, care a fost de $1 în urmă cu aproximativ o săptămână, dar cred că și prețul actual de $0.92 nu este unul foarte mare pentru ceea ce poate să facă acest proiect. Bineînțeles că pe toți ne-ar ajuta și la toți ne-ar conveni să luăm la prețul mult mai mici față de cele care există în momentul de față în piață. Din punctul meu de vedere, încă nu este târziu, multe din aceste proiecte pot să facă mult mai multe X-uri față de ceea ce este în prezent, dar în același timp putem să ne așteptăm la o corecție a pieței, așa cum vă spuneam la început, în momentul în care Bitcoin trece de all-time high. Dacă vom vedea o rezistență puternică acolo și vedem o corecție de 50%, vom vedea pe altcineva o corecție de cel puțin 20-30%. În schimb, dacă piața continuă să meargă în același ritm, în momentul în care Bitcoin și-a depășit all-time high-ul și vedem că există în continuare flux de capital care intră în piață, este foarte posibil să vedem și un raliu al altcoinurilor. Următoarele zile sunt destul de decisive pentru Bitcoin și trebuie să vedem exact ce va face în momentul în care se apropie de acel all-time high. Chiar dacă ne mai desparte doar un 2% față de all-time high-ul precedent. Mai departe puteți să mergeți să căutați pe pagină proiectele care probabil deja le așteptați de o perioadă destul de lungă de timp și care în momentul de față sunt pe o creștere destul de mică sau, de ce nu, poate chiar pe o scădere față de evoluția totală a pieței. La fel, ne uităm la Arbitrum, care a avut un all-time high undeva la puțin peste $2 și care stă destul de bine în jurul prețului de $2. Chiar și în bear market acesta a scăzut undeva până la $1, $1 și ceva. Deci, în cel mai rău caz, în momentul în care am face o achiziție acum pe Arbitrum, am putea să ne vedem scăzută investiția noastră cu 30-40% în cel mai rău caz. Bineînțeles că s-ar putea să scadă și 70-80% în funcție de cum va decide piața că vrea să o ia Bitcoin. Dar, din punctul meu de vedere, long term, Arbitrum este un proiect pe care trebuie să-l avem în portofoliu și care are un potențial mult mai mare față de prețul pe care îl vedem noi acum. Mai departe, dacă mergeți pe pagină, o să mai găsiți încă proiecte care încă au potențial de creștere. Acum, aceste proiecte de care vă spun eu, Chainlink, Arbitrum, probabil că nu o să vină neapărat să mai facă încă 50x de aici sau 20x de aici, dar cred că este un moment bun în care să ne poziționăm cu proiectele care ne-au făcut deja foarte multe X-uri și în special dacă discutăm de meme coin-uri și să venim cu acei bani, să mergem pe aceste proiecte care probabil nu o să aibă acea creștere spectaculoasă pe care noi o așteptăm, dar o să fim mai safe din punct de vedere al unei potențiale scăderi. Pentru că
dacă Memecoin-ul o să scadă cu 40-50%, Chainlink probabil că o să scadă cu 5-7-10%. La fel putem să discutăm despre Polygon, la fel putem să discutăm despre Stack sau despre Avalanche, despre Injectiv, despre Aave și încă alte câteva proiecte, despre Pelrondul nostru, despre Atom și încă proiecte care totuși au reușit să demonstreze ceva în piață. Repet recomandarea mea, nu vă lăsați pradă FOMO, nu încercați să intrați acum în Memecoin-uri, deoarece acestea au crescut foarte tare și în cazul în care aveți deja un profit substanțial pe acestea, recomandarea mea este să încercați să faceți un exit și să vă păstrați doar o cantitate mică din acestea. Dragilor, este greu de prezis unde și când o să ne oprim din aceste creșteri. Cum am mai spus, piața are capacitatea să rămână irațională mult mai mult decât avem noi posibilitatea să rămânem lichizi. Chiar dacă memecoin-urile mai fac 10x de aici înainte, marcarea de profit nu a omorât pe nimeni. Chiar dacă nu vindeți tot, începeți să faceți un dollar cost average pe creștere și să începeți să vindeți o parte din aceste memecoin-uri unde aveți deja profituri uriașe. Piața nu va crește la nesfârșit, la fel cum am spus și în trecut că piața nu va scădea la nesfârșit. Este clar că suntem în bull market, este clar că vom vedea în curând un all-time high pentru Bitcoin, dar este de preferat ca acest bull market să ne găsească cu un portofoliu solid, nu cu un portofoliu de meme coin-uri. Vă doresc o săptămână extraordinară, haideți să vedem Bitcoin la all-time high, haideți să vedem Bitcoin că depășește all-time high și, ca de fiecare dată, nu uitați să marcați profit. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.